Natalia Gavrelița aspiră la nouă funcție. Fostul premier a anunțat că a decis să depună dosarul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei. Într-un mesaj pe Facebook, Gavrelița a scris că experiența și abilitățile sale ar fi utile Băncii Naționale. Totodată, fosta șefa guvernului a precizat că dacă va trece acest concurs, își va suspenda statutul de membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. Asta pentru că legea prevede renunțarea la orice afiliere politică pentru astfel de funcții publice. De notat că Natalia Gavrelița nu este un membru de rând al PAS, ci prim vicepreședinte la acestui partid. La începutul lunii februarie curent, atunci când și-a dat demisia din funcția de premier, Gavrelița a spus că și după plecarea sa de la șefia executivului va rămâne alături de echipa guvernamentală și de PAS, care a propulsat-o în funcție.